Echipa Europei Libere este la Liceul Mihai Viteazu din Chișinău. Are loc campania Europei Libere cu prilejul aniversării 5 ani de la fondarea emisiunii Pur și Simplu. Am discutat cu foarte mulți elevi, am prezentat două reportaje despre problemele și pasiunile tinerilor. Pentru mine a fost foarte clar că toți acești tineri, mulți dintre ei, cel puțin, se gândesc la emigrare, ceea ce este extraordinar de trist, deoarece ei sunt viitorul țării. Cât de banal și simplu nu ar suna. M-am bucurat însă că sunt și tineri care insistă că vor să rămână și să facă viața mai bună pentru părinții lor. Mi-au plăcut foarte mult reportajele. Primul a fost despre sporturile electronice, despre jocurile FIFA. A fost foarte interesant pentru că au fost prezentate atât plusurile cât și minusurile acestora. Iar al doilea reportaj de asemenea m-a frapat pentru că este o temă foarte actuală, problema migrației tinerilor în Moldova, pentru că în zilele noastre foarte mulți tineri pleacă pentru că nu au oportunități sau vor un salariu mai bun, o carieră mai bună, un viitor mai bun. Sunt mândru pentru lucrul care îl faceți, fiindcă prin asta dumneavoastră ridicați niște teme actuale și prin vizionarea video-uri de genul, în mine, de exemplu, s-a trezit un sentiment de durere față de țara noastră, dar țara are viitor doar dacă noi o să lucrăm asupra lui. Al doilea reportaj despre migrarea oamenilor, cetățenilor noștri peste hotare este unul mai dureros, mai aproape de inima mea, așa cum putem spune că aproape fiecare familie din această țară are pe cineva drag plecat peste hotare. Consider că abordarea acestor probleme este vitală într-o societate în care trăim, pentru că altfel cum oamenii vor înțelege cât de important este să facem o schimbare, așa cum schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Am rămas în primul rând plăcut surprins pentru că posturile noastre de mass media pot face așa reportaje interesante. Primul, desigur, că este despre pasiunile tinerilor, al doilea despre problemele. Cred că cel mai interesant pentru mine a fost cel de-al doilea, pentru că posibil interesele tinerilor să se diferențieze, însă problemele cred că sunt aceleași. Eu cred că atmosfera a fost foarte faină la aceste întâlniri, la toate aceste întâlniri, în toate liceele, deoarece tinerii sunt foarte activi, ei sunt interesați, deși este foarte greu să îi impresionezi cu ceva și cred că asta este de fapt provocarea jurnaliștilor în ziua de astăzi. Ei trebuie să încerce să se apropie de acești tineri, chiar dacă ei par cumva distanți, ei trebuie să înțeleagă care sunt subiectele care îi interesează pe ei, astfel încât să ne facem munca mai bine. Și sper că asta vom continua să facem la Pur și Simplu.